Salutare, prieteni! Sunt Anatol Cotrobai și vă invit la cel mai tare show gastronomic de la noi. Aici se gătește bine și se glumește mult. În următoarele 20 de minute vă promit un răsfăț culinar și spiritual. Să vedem cine-i bucătarul! Dragostea lor s-a născut dintr-o prietenie sinceră și o pasiune comună pentru notele muzicale. Un duet pe scenă și acasă. Merg prin viață cântând. Și în pauza muzicală a apărut Smaranda. La noi la bucătărie este Corina Țepeș și Costi Burlacu. Salutare, prieteni! Salutare, salutare. Eu vedeți ce mergele frumoase am? Da, salut, da, da. Salut. Și bine v-am găsit. Arată bine. Arată bine. Și miroase. Și miroase. Asta știți, împotriva vampirilor. Ok, prieteni, din start vreau să vă spun că am câteva întrebări la care aștept să-mi răspundeți concomitent. Okay? Okay. Ok? Sunt foarte simple, dar vreau să văd ce părere aveți și ca să vă cunosc mai bine și eu. Și poate și voi. Alb, negru sau colorat? Colorat. Bravo, amândoi v-ați pregătit acasă. Vapor sau avion? Vapor. Mașină. Mașina care stă în avion. Sushi sau paste? Sushi. Italia sau Turcia? Moldova. Da, dacă alegeți? Și una și alta. Greu, pentru că ne sunt ambele țări foarte dragi. Italia. Dacă e să ne referim la bucătărie, Italia. Dar dacă la țări, Italia sau Turcia? Repede. O țară, amândoi. 1, 2, 3. Italia. Castraveți sau roșii? Și una și alta. Dar unul, care îl preferați? Roșii. Castraveți. Ardeiuți sau dulci? Dulci. Ok. Cine e bucătarul și cine spală vasele? Asta mă interesează. Curine bucătarul, mașina de spălat vase, spală vasele. Mașina e mereu în funcțiune. Uneori spăl și eu. Prieteni, ce gătim astăzi? Asta vreau să aflu. Ce ingrediente avem? Avem usturoi, este la putere, colierul tău arată foarte bine, așa că noi ingredientele noastre de bază le folosim, iată, usturoiul. Așa. Așa, și cartofii. De eu fapt, am, este, doriți, de fapt această supă de usturoi și cartofi este una foarte, foarte delicioasă pe orice timp, și de iarnă, și de toamnă, și de vară, și mai ales că usturoiul face parte, cred că zilnic în casa noastră, orice mâncare este pregătită cu usturoi. Cu un pic de usturoi. Cu un pic sau de usturoi. Un pic mai mult de usturoi. Astăzi se înțeleg că avem o... Pentru că usturoiul este ingredientul de bază al rețetei pe care o facem noi astăzi la Cine Bucătarul, usturoiul este ingredientul principal. Cartofi. Pe lângă usturoi avem cartof, avem două bucăți de morcov, avem cimbru foarte aromat, cimbru de asemenea îl folosesc la orice mâncare, absolut orice, supă, ciorbă. Și la final vom prăji niște pâine și vom rade cașcaval mozzarella. Cu ce începem? Cu ce începem? Vom încinge usturoiul tăiat, eu voi tăia usturoiul și vom pune după aia morcovul și cartoful. Le vom încinge un pic la tigaie. Așa. Vreau să vă întreb, în afară de această supă de usturoi, ce preferați să gătiți? Sau cine preferă mai des să gătească? Eu prefer să gătesc, pentru că eu deja gătesc de ceva timp, de ceva ani. Costi mă ajută. În primul rând, la noi în casă se pune accent pe mâncare sănătoasă. Nu mâncăm prăjit aproape deloc, cum spune. Nu se mănâncă gras, se mănâncă foarte multe legume, verdeață. Și multe fructe. Fructe multe și supe, da, foarte multe supe. Deci asta e la ordine zilei. Practic în fiecare zi, bine că nu putem întotdeauna să o gătim acasă și să mâncăm. Atunci când mergem undeva într-un local, într-un restaurant, ne oprim undeva pe drum, că suntem în permanentă mișcare, da, deci o supă o mâncăm în fiecare zi. Smaranda vă ajută la bucătărie? Smaranda, da, smaranda de pe la 3-4 ani face deja salată de fructe, dulciuri, jeleu și multe altele. Deci, până la urmă, fata este steață și o ajută pe mami, cum înțeleg eu. Da, se implică. Așa. Ce preferă să mănânce smaranda? Terciurile cu lapte, clătitele, orice copil cred că iubește clătite. Clătite cu brânză, cu stafide, clătite dulci, cu vișine. Ce-i mai place? Pastele.
La noi uleiul s-a încins, după câte înțeleg. Uleiul s-a încins, dar eu încă n-am reușit să tai. Avem foarte mult usturoi aici, 120 noi de grame. Noi trebuie să ne grăbim și să tăiem. Da, și să ne grăbim. Între timp am pus apa la fiert. Avem nevoie pentru supă, avem nevoie de un litru și jumătate de apă. Am pus cratița cu apa la fiert. Așteptăm să fiarbă apa. Și apa. Da, așa, eu știi ce aș propune? Să-i oferim și Costi să ne ajute cu usturoiul. Da, te rog foarte mult. Pentru că avem cam mult usturoi. Da, te rog foarte mult. Vă mai pun mai bine niște întrebări. Da. Te rog. Cui aparține ideea? Pentru că am aflat că ai asistat la naștere. Da. Ai asistat ideea ta de la tine a venit sau te-a rugat Corina? A fost ideea mea. Eu sunt un om curios. Mie îmi place să aflu tot. Și știi cum? Eu mă gândeam până în ultima clipă să merg, să nu merg. Cu unde îmi ziceau, du-te și vezi. Alții du-te și vezi sau du-te și susțin? Nu, adică susțin, adică du-te și fii alături. Alții, majoritatea, îmi spuneau, da, pentru ce, știi cum sunt bărbații, că asta nu e treaba bărbaților, asta e treaba femeilor, tu deja trebuie să pregătești acolo balul, știi? Știu de faza asta și uite, asta chiar vreau să te întreb, dar am să-ți mai pun. Da, până la urmă eu am fost cel care a dus-o pe Corina la maternitate și acolo am rămas până s-a produs marele eveniment. Vreau să vă întreb, cu cine seamănă fiica voastră? Eu cred că atunci când ea este cu minte, ea seamănă cu mine. Așa. Bine, glumesc. Ne-e greu să spunem, pentru că are mai multe calități și sunt luate și de la mine și de la mami. Investiți foarte mult în copilul vostru. Da, într-adevăr. Da, suficient, într-adevăr. Mă rog, cât credem noi, cât putem. Poate ar fi loc și de mai mult, dar Smaranda are mai multe activități. Păi asta și am vrut de fapt să întreb ce mai face. Merge la pian, face solfegiu, face gimnastică acrobatică. Croșetează. Costi, mersi mult. Uite, chiar am reușit repejor. Așa, punem usturoiul. Da, uleiul este încins. Punem tot usturoiul, da, pentru că avem mult usturoi. Încingem 2-3 minute, după care adăugăm morcovul. Deja l-am tăiat, da. Și cartofii ce facem? Și cartofii după morcov. Deci la fel, un pic îi încingem. După care îi adăugăm în apă. Să-i da, tai? Sigur, da. Dar care au fost cele mai frumoase momente din copilăria voastră? Ce amintiri aveți? Au multe și de toate. Costi are mai multe amintiri. Spune era iazul în, nu departe de casa noastră, dar nici nu atât de aproape. Mulți copii mergeau la scăldat. Maica mea avea o frică de apă și de pericol de nec, de mama focului. E așa, astăzi se teme foarte deci mult. Deci era un subiect tabu. Deci asta era un subiect tabu, să nu merg la scăldat. Deci asta era, ea putea să se jure că eu niciodată în viața mea, Costica ei, nu a fost la iaz. Dar eu, de prin clasa a treia, până între a nouă, până a plecat de acasă. Tu vezi că mămica te privește acasă. Stabil. Practic, peste o zi eu eram la iaz și am reușit și notam foarte bine. Și un copil rebel, vedeți? Da, deci până când eram mare și am zis că eu, mamă, știu și să not, dar de unde știi să not? Da, de unde știi dacă tu nu ai fost niciodată la iaz? Am învățat, am citit mult. Deci astea au fost amintirile lui Costi. Iar tu, Corina? La capitolul scăldat, maica mea mi-a făcut abonament. Aveam bazin în sat, în satul Barda, de acolo de unde vin eu. Și decât să riște să mă vadă pe mine sau să audă de la vecini că eu sunt la scăldat undeva pe la un iaz. Eu mă băgam în toate aparatele electrice, desfăceam și strângeam la loc toate casetofoanele. Le strângeați, mai rămâneau piese? Casetofoanele, da, rămâneau și chiar știam foarte bine. Reușeam să mai construiesc. Desfăceam telefoane și cu amplificatoare făceam și concertele noastre pe un stadion acolo de lângă casă. Doar o secundă. Acum adăugăm morcovul. E un pic așa rumeor, usturoiul arată foarte, foarte bine. Adăugăm morcovul. Așa. După care adăugăm și cartofii. În același moment sau lăsăm? În același moment, așa. În același moment, ca ele să se întrepătrundă, da? Deci cartoful îl adăugăm și îl rumenim. Da, da. La fel și... Da, o să aibă un gust așa ușor
încins în ulei. Și cartoful și morcovul. Așa. Așa. Apa fierbe? Sau? Apa deja fierb. A fierb, dar noi așteptăm să se mai călească. Mie îmi place să le călesc la foc mediu. Deci nu dau tare, că nu vreau să le ard. Să le, așa, un pic cu gust încins, da? Așa, și acum tot aici adăugăm și cimbru. Dă-mi, te rog. Da. Adolescența, cum a trecut la voi? Rebeli, liniștiți? S-a mai schimbat lucrurile? Că copilărie e copilărie. Adolescența mea o pot caracteriza, adică ce mi-apare primul lucru în minte, primele piese scrise de dragoste. Primele texte și poezii, cum înțelegi? Și texte, da, și texte și melodii. Învățam la liceu, cântam, mă manifestam acolo la fiecare sărbătoare. Deci cu asta, în primul rând, deja un pic mai matur, mai așezat, mai calculat și scriam. Și muzică și pe versurile lui Eminescu și mai scriam și eu câte ceva. Adolescența mea este, de fapt, caracterizată cu debuturile mele în școală. Seratele care se organizau în școală. Eu eram vedeta școlii. Permanent directorul adjunct apela la mine: Corina, ai pregătit ceva? Uite, se apropie Crăciunul, se apropie Paștele. Hai, pregătește ceva frumos. Și eu eram foarte, foarte... Așteptam, abia așteptam sărbătorile astea. Cum petreceți timpul liber? Puținul timp liber pe care îl avem. Încercăm, în primul rând, să-l petrecem în sânul familiei. Pentru că aveți mult de muncă. Și îl dedicăm smarandei, pentru că trebuie să spunem, smaranda petrece foarte mult timp fără noi. Este ocupată și cu activitățile ei, dar mai cu seamă mami și tati nu sunt acasă nopți la rând, uneori multe, și te 3 și te 4, alte ori și săptămâni, atunci când plecăm din țară și ea rămâne cu dădaca sau cu bunica. Și sunt perioade, mai ales perioada de vară, de toamnă, când noi suntem foarte implicați și solicitați. Ea petrece foarte puțin timp cu noi. De aceea, în perioada iernii, noi îi acordăm mai mult timp. Și bineînțeles, vara, iarăși, mergem la odihnă. Avem anumite perioade în care mergem împreună. Suntem mai mult timp împreună. Noi am călit cartofii. Da, îți mulțumesc că Corina pe lăptuneții la control cu chestia. Da. Acum punem în cratiță tot ce am călit noi în tigaie. Deci în apa care a fiert. În apa care a fiert deja, da, punem totul. Așa. Smaranda, numele, acest nume deosebit și frumos. Cine l-a inventat? De unde l-ați luat? Cum v-a venit ideea? Numele este de mic copil mă urmărea, îmi place și mai ales că e un nume al nostru românesc, latin, pentru că în spaniol el sună Esmeralda. Dar mai era vreo variantă? Mai ați mai avut un alt nume? Nu, că nu mai știu când am ajuns la decizie, încă cu mult timp înainte de a afla că vom deveni părinți, da? Da. Așa și că... o aromă atât de faină, de usturoi și cartofi. Am să mă apropii și eu. Și așa de bine arată Anatoliades. Da, într-adevăr, ceva deosebit. Și asta ce se întâmplă acum? Lăsăm să fiarbă? Da, trebuie să se întrepătrundă cartofii cu morcovul ca să putem da cu blenderul. Deci toată această să masă omogenă. Să frulăm, după care toată masa asta, să o obținem o masă. Da, un pic, cred că vreo 5 minute. 5 minute. Cred că da. Ce facem cu apa? Apa se mai varsă, se lasă doar un pic? Nu. Apa rămâne deci cu tot ce este aici, doar că două ingrediente foarte, foarte importante, sarea și piperul, care neapărat le punem acum ca să se întrepătundă cu toate ingredientele. Cât de romantici sunteți voi? Și în ce găsiți inspirația pentru a scrie, pentru a crea muzică? Inspirația o găsesc în diverse lucruri. Uneori și lucruri bune, uneori și lucrurile rele mă inspiră. Iată cum am scris piesa Norocul, acest vers: unde, Doamne, mi-e norocul, nu știu unde și are locul. Mai hai noroc, noroc, mai oprește în loc, într-o noapte grea vino în țara mea. L-am scris tot într-un moment așa de era iarăși o situație critică la noi în țară, în guvern, criză. Ei, cam cum se întâmplă de obicei la noi, periodic ieșim din criză, intrăm în criză, ieșim dintr-o criză. Da, ieșim dintr-o criză și intrăm în alta. Și iată, într-un moment de asta, de
tensionat am scris această melodie. Această melodie, această piesă. Da. Alte piese de dragoste, ne-am scris Atât cântă dragostea, primul nostru duet care ne-a remarcat, care ne-a consacrat în scenă, acest duet care a devenit îndrăgit de toată lumea. L-am scris când era Corina însărcinată și a venit melodia asta așa, dintr-o răsuflare. Ce facem acum? O să rumenim pâinea noastră, să facem pâine prăjită. Dacă nu vreți la tigaie, aveți acasă toaster, o rumenim la toaster. Da. După aia am să rog chiar pe Costi, cașcavalul mozzarella, să-l dea prin răzătoare. Așa, prin răzătoarea mare, mai bine. De asta, da? Da, răzătoarea mare, vezi? Dă-l pe tot. Eu între timp o să... Se încinge tigaia și se aranjează se încinge tigaia fără ulei și rumenim pâinea prăjită, ca să arate mai bine. Eu vorbeam cu voi despre inspirație și vreau să întreb, Costi, cine e criticul tău cel mai... Corina e criticul meu. Primul ascultător. Și să știți că dacă unele melodii au ajuns să fie realizate până la urmă scoase de la întuneric, asta a fost și decizia Corinei. Și dacă unele încă stau acasă și stau acolo pe raft sau un calculator într-o mapă și nu au ajuns să fie realizate, iarăși pot zice că e din cauza Corinei, pentru că eu tot ceea ce scriu, îndată îi și arăt. Zic ea, vino, ia, vino și... Îmi place piesa, da, vino și ascultă. Și acolo apar de multe ori dispute, că e bine, că nu e bine. Eu nu zic că, până la urmă, decizia îi aparține în totalitate, pentru că țin minte când a fost cu piesa Același drum, ea nu credea deloc în piesa asta, zicea că nu va merge, că mai ales că nu-i bună tema și e o piesă oricare. Atunci ai spus tu poziția nu, ta. Atunci eu am arătat-o doamnei Maria Stoianov, care a făcut acest vers, Același drum în viață avem și fericiți în doi suntem, e drumul nostru, cine-i dat să-l cântăm. Doamna Maria, când a ascultat, a zis, măi, asta e șlagăr. Și cu adevărat este șlagăr, deci el, acum, după 5 ani de când a fost realizată această piesă, cu adevărat pot spune că el este un șlagăr al nostru. Este o melodie diferență cu care noi încheiem fiecare program, fiecare concert, unde mergem, noi încheiem cu această melodie care o cântă toată lumea. Dar, de fapt, cu această melodie este cântată și peste Prut, în toată România. Apropo, da. Corina, ce facem acum? Am văzut că ai aranjat pinica. Da, am rumenit pâinea, am rumenit și mai ars, așa cum îi place soțului meu, da? Am rumenit pâinea, acum frulăm această compoziție, supa, cu blenderul și după aia turnăm în boluri. Ok. Așa. Așa. O mare atenție, prieteni, la ceea ce urmează, pentru că noi suntem, practic, la... La final. Eu am să-l rog pe Costi să pună în boluri supa. Între timp, o să pun cașcaval. O să presăresc cașcaval deasupra pâinii. Peste pâinica, da, asta. Peste pâinica asta, da. Și chiar mai mult cașcaval, pentru că o să-i dea o aromă cu supa foarte, foarte profundă, așa. Deci de dorit să fie destul cașcaval? Cașcaval, avem mult cașcaval aici, da. Și o să mai presurăm și cu niște cimbru? Cimbru, da, cu cimbru, sigur. Chiar dacă tu ne ajuți, Costi, vreau să-ți spun că tu nu scapi de spălatul vaselor, așa că te invit. Dar pe tine te ajută partenerul nostru, Ușa Stiniani. Toată lumea e ocupată, cineva spală vasele, cineva mai adaugă sare. Mai adaugă un pic de sare. Iar eu am pregătit o rubrică cu câteva întrebări și dacă răspundeți corect, de la partenerul nostru 6 ani veți avea niște premii extraordinare. Și primul premiu, gel de vase de la 6 ani, dacă răspundeți la întrebarea. Da. Ce piesă nu lipsește de la nicio nuntă de la din țară? Din țara noastră. Cea mai mândră mireasă. Care? Cea mai mândră mireasă? Despre melodia ai avut? Orice melodie pe care o știți voi, care e cea mai frecvent auzită la nunți. A, nu din repertoriul nostru. Nu. Din ce la nunți, ce se aude? Nuntă de băieți. Fata tatei. Da, sunt mai multe, da. Nu, eu știu că este o piesă, deci eu vă dau două variante. Da. Sau Nașule Maria ta, sau Turnați vin și dați sarmale.
Păi și una și alta sunt foarte des. Una, cum credeți, care e cea mai frecventă? Pentru că se mai uită un... Turnați vin și dați... Turnați. Da, asta e tradiție. Da, știți de ce v-am pus întrebarea asta? De pentru ce? Că mai există și în practică să nu fie naș la nuntă. A, da, da. Ok, ați câștigat gelul de vase. Iar noi mai avem câteva premii. Un cadou pentru Smaranda, dacă îl câștigați. Șampon pentru copii. Cum se numește satelitul natural al Pământului? Luna. Absolut corect. Bravo. Continuăm. Încă un premiu. Să pun lichid. De la 6 ani. Cum se numește personajul din poveste care se rostogolește și are obișnuința să fugă de la toți? Gogoașa. Smaranda noastră este alintată și răsfățată acasă, Gogoașa. Gogoașa. Așa. Gogoașa. Deci și asta e aparține ei. Da. Bravo. Așa. Detergentul de la 6 ani. Pentru răspunsul corect, cum se numește testul de care se tem șoferii care urcă în stare de ebrietate testul la volan? Testul de alcoolemie. Tu știai, nici n-am reușit să pun întrebarea. Bravo! Testul de alcoolemie. Și încă un premiu, balsam pentru rufe. Care este cel mai înalt vârf din lume? Everestul. Sau ca unul. Bravo! Am vrut să văd! Da, e adevărat. Everestul. Ca unul este pe locul 2. Da, așa se numește. Everestul are 8.000 de metri. 1847 de metri. Nu mai știu. Peste 8.000. Depășește. Da, 8.000. E cel mai înalt punct. Așa, bravo, ați răspuns corect. Toate premiile vă aparțin. Mulțumim. Premiile de la partenerul nostru 6 ani sunt ale voastre. Prieteni, a venit cea mai delicioasă clipă a emisiunii noastre. Să gustăm ce a ieșit. Vă servesc eu cu câte o lingură. Da, da. Mulțumesc. Așa. Și? Nu știu ce începe. Ia să vedem. Să vedem. Delicios. Super. Nu știu, mă gândeam usturoiul că usturoiul face... va fi prea mult, dar e super. E super, da. Vă mulțumesc mult, prieteni, Corina. Ne bucurăm foarte mult. Costi. Mare drag și noi vă mulțumim. Mulțumesc partenerului nostru, U6 ani. Și nu uitați, prieteni, cine mănâncă bine, cântă dragostea. Pe curând! Toate bune! Pa, pa!